Bună ziua, vă salută Tatiana. Astăzi vom pune toate piesele puzzle-ului cap la cap și vom da viață moșului Crăciun, așa cum am spus în ultimul tutorial. Și vom începe cu piciorușele. Am lăsat anume la urmă câteva detalii foarte importante și acum le vom pune la punct. De exemplu, pentru piciorușe am umplut cizmulițele cu melană, iar acum cu croșetul, cu același croșet cu care am lucrat și cu firul alb, vom intra undeva aici în spate, de fapt nu voi face, în corespondența unui picioruș oarecare și vom continua în felul acesta. Ceea ce facem acum ne va ajuta să întregim lucrarea noastră. Deci voi face un picioruș scurt, voi lua firul pe croșet și în corespondența fiecărui picioruș voi face un picioruș dublu redus de jur împrejur. Acesta ne va ajuta, bineînțeles, a face diferența, a da aspectul de moș Crăciun și totodată acest rând ne va ajuta să unim piciorușele, cizmulițele, în cazul nostru, corpului. Deci vom continua să facem un rând de piciorușe dublu reduse, iar noi ne vom reîntâlni în momentul în care vom încheia acest rând. Deci, piciorușe dublu reduse. Ajuns la capătul rândului, voi închide rândul cu fir alunecat în corespondența primului picioruș. Vom lăsa o bucată de fir mai lung pentru cusut și, bineînțeles, vom scurta firul, vom închide acest rând și vom pune acul de cusut. Eu îl voi pune singură, să nu pierdem mult timp, pentru că va fi un tutorial destul de lung. După ce am pregătit și acul de cusut, vom lua moșul nostru, bineînțeles, este plin cu melană, vom pune cizmulițele. Vom introduce practic un pic pantalonașul în cizmuliță. Să fiți atente să nu puneți cizmulița strâmb, în felul acesta, și încet, încet vom începe să coasem. Vom coase cu firul alb în corespondența rândului alb. Deci, încet, încet vom uni aceste două părți. Și vom coase în modul în care să nu se observe, cu atenție, să fie cusut drept. Și în același mod, bineînțeles, vom proceda apoi cu cel de-al doilea picioruș. Eu voi merge înainte odată în felul acesta și mă voi întoarce și a doua oară să-i dau cea de-a doua cusătură. Deci vom coase singure. După ce am terminat de cusut cizmulițele, vom lua firul alb, îl voi da de câteva ori pe două degete, voi lăsa firul un pic mai lung, în felul acesta, voi scurta și acum vom face acest mic moțuleț aici care va face diferența, care va face, va da o notă de chic. Ia uitați-vă, vedeți cum în felul acesta facem practic un nod. Iar acum vom scurta aici și ceea ce obținem vom coase la cizmuliță, eu dau un pic deoparte să pot tăia. Voi scurta aici. Acum fiecare dintre dumneavoastră știți să faceți un moțișor, nu este o mare problemă. Ia uitați-vă în felul acesta și cu acul vom coase partea din față, exact cum am cusut aici, voi coase și partea aceasta și astfel vom da, așa cum spuneam, o notă de eleganță ce
smulițelor moșului. Le vom aranja aici cum dorim noi și vom ascunde capătul de fir în modul în care se dăm siguranță. Și această parte să spunem că am rezolvat-o deja. Deci, încet, încet, moșulică începe să prindă viață. Capătul de fir îl vom scurta. Din nou vom trece la croșet și la culoare albă. Ia uitați-vă ce frumos se prezintă. Și credem că este diferit cam de tot ceea ce ați văzut până acum. De aceea am lăsat la urmă aceste detalii foarte importante care fac diferența între lucrări. În același mod, deci voi întoarce moșul meu aici undeva în spate, în felul acesta vom pune și voi face și la hăinuță un rând de, scuzați, de picioruri și dublu reduse. Capătul de fir îl vom ascunde de desubt, îl vom lua cu noi, bineînțeles, și vom continua să lucrăm un rând de piciorușe dublu reduse. Iar noi ne vom întâlni după ce vom realiza acest rând. Deci vom lua picioruș cu picioruș și vom lucra singure. Ajunse la capătul rândului, vom scurta firul și vom închide cu fir alunecat în corespondența primului picioruș, iar capătul de fir îl vom ascunde. Îl vom ascunde în modul în care să nu se observe unde am închis acest rând. Și uitați-vă că încet, încet, moșul nostru începe să prindă un alt aspect. Și din motive personale am decis să las aceste detalii la urmă, în sfârșit. Important este produsul final, ceea ce noi reușim să realizăm. Voi scurta acest capăt de fir. În același mod vom proceda și cu mânuțele. Deci vom face același rând. Ia uitați-vă, vedeți? Deja capătă un alt aspect. Vom lua mânuța. Voi lua firul meu. Voi intra în corespondența ultimului picioruș în culoarea nud. În felul acesta voi intra. Și aici voi continua să fac același rând de piciorușe dublu reduse, de jur împrejur. Vedeți? Voi lua și firul, capătul de fir cu mine, în felul acesta. Voi face un rând de piciorușe dublu reduse pentru a da un plăcut aspect și mânuței. Bineînțeles, și dumneavoastră veți lucra în același mod. Și veți vedea cum totul capătă un alt sens. După ce am dat un pic de siguranță acestui fir alb, îl vom scurta și vom intra în felul acesta. Vom continua singure și ne reîntâlnim pentru a așeza mânuțele la locul lor, scuzați. Am ajuns la capătul rândului și aici vom scurta firul, vom închide rândul cu fir alunecat în corespondența primului picioruș, iar capătul de fir îl vom ascunde. Vom ascunde în modul în care să nu se observe. În felul acesta, dumneavoastră puteți ascunde coacul, așa cum am spus de foarte multe ori. L-ascundeți în modul în care reușiți mai bine. Ia să vedem și aici așa. După care, bineînțeles, acest capăt de fir îl vom scurta, vom pune acul pentru cusut și vom trece să coasem mânuța.
Eu prima am cusut-o deja, după cum vedeți, mi-am luat ca punct de reper cu vârful mânuței să atingă partea de jos a hăinuței. Această parte va fi în spate. Numărând de aici, voi număra 1, 2, 3, în corespondența celui de-al patrulea rând, voi începe să cos mânuța și voi coase încet. Vom fi atente să fie puse în mod egal. Eu mă voi întoarce aici, scuzați dacă uneori ating camera, eu sunt cu camera în față și în timp ce lucrez este inevitabil să nu o ating uneori. Vom coase bine, iar capătul de fir apoi îl vom pierde undeva, în modul în care să nu se observe. Voi face în modul în care cusătura să fie cât mai bine prinsă aici mânuța. Același rând de piciorușe dublu reduse le vom face și în jurul căciuliței. Nu are rost să încep și să vă arăt. De acum ați văzut modul în care se execută și de jur împrejurul căciuliței noi vom face acel rând de piciorușe dublu reduse și bineînțeles un moțișor care apoi îl vom aplica în vârful căciuliței noastre. Scurta acest capăt de fir și vom trece mai departe. Așa, în felul acesta. Cam așa se prezintă până acum. Vom trece mai departe să coasem barba. Barba care a fost un... Uitați-vă, o vom fixa în acest mod, aceste două segmente vor fi exact pe mijloc, iar noi cu firul alb vom începe să coasem după ce vom fixa bine barba pe mijlocul feței moșului. Așa cum vă spuneam, voi fixa barba exact pe mijloc și cu ață albă voi intra în această parte și încet, încet voi începe să cos barba. Cu atenție, cu mici cusături. Vom coase, vom ține bine cu mâna, eventual vă puteți ajuta de ace cu gămălie, care vor ține lucrul fix, dacă nu reușiți să țineți cu mâna, însă lucrând așa pe masă, în modul în care lucrez eu, cu siguranță veți reuși să o coaseți în modul corect. Vom continua să coasem singure și ne vom reîntâlni pentru a continua lucrarea noastră. După ce am cusut barba cu fir roșu, voi coase gurița. Pentru că vom avea nevoie și de guriță, deasupra acesteia va veni mustața moșului. Încet, încet vom face câteva cusături. Eu am pus aici un fir un pic mai subțire. Vom da câteva cusături în felul acesta, încât să putem să dăm acea impresie de guriță și, bineînțeles, capătul de fir apoi îl vom pierde undeva și îl vom scurta. Vom pierde aici dedesubt, sub barbă. Vedeți? După care îl vom scurta. Și vom trece mai departe. Vom trece mai departe să facem năsucul.
Nici acest lucru am făcut, îl vom face în acest moment. Apoi vom pune alte câteva mici detalii la punct. Acest capăt de fir îl voi pune un pic în felul acesta să nu se observe. Vedeți? Deci trecem să facem năsucul. Pentru năsuc cu firul culoarea pielii, în cercul magic, voi face 6 piciorușe scurte. Deci avem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voi închide cercul magic, voi închide cu fir alunecat în corespondența primului picioruș, iar acum vom continua făcând două rânduri de câte 6 piciorușe scurte. Să aveți grijă să puneți lucru în acest mod. Deci două rânduri de 6 piciorușe scurte. După ce am lucrat cele două rânduri de câte 6 piciorușe scurte, am aplicat năsucul, am aplicat mustața, eu am lipit-o cu lipici, am pus ochișorii, am făcut spricenere, după cum vedeți, iar acum voi face câteva fire de păr, ca să nu fie cu fruntea goală, după care vom aplica căciulița, așa cum spuneam, căciulița și apoi, da, cam așa, apoi vom pune centura. Deci vom coase câteva fire de păr aici, voi coase încetul cu atenție să nu dau din nou peste cameră, așa în modul în care să pară cât mai plăcut moșul nostru și apoi vom vedea când depunem căciulița cum se va prezenta. Eu sper să vă placă ceea ce am realizat. Așa cum vă spuneam, este un noul Moș Crăciun, Moș Crăciun 2023. Voi face și în această direcție câteva fire de păr, pentru că mai mult pe frunte va veni căciulița. Acesta. Așa cum spuneam, sper să vă placă. Dacă vă place ceea ce am realizat, vă rog să lăsați un comentariu, să dați un like, să distribuiți și, bineînțeles, acum voi veni un pic în această parte, să mai fac aici câteva fire de păr, astfel încât în momentul în care vom pune căciulița să fie cât mai aspectuos. De asemenea, vreau să mulțumesc tuturor pentru cuvintele frumoase, mai ales salut și îmbrățișez cu drag pe Andreea și Răzvan, sunteți și dumneavoastră mereu alături de mine. Deci voi lăsa acum în felul acesta, dacă doriți puteți să-i faceți mai mult păr, eu nu vreau chiar să-l încarc exagerat. Așa, voi scurta firul. Căciulița, așa cum spuneam, am făcut un rând de piciorușe dublu reduse și pentru ele am făcut un moț simplu pe care îl voi aplica acestuia, dar după ce voi coase aici, voi pune căciulița. Am aranjat căciulița în acest mod, cam așa. Acum nu-mi rămâne altceva de făcut decât să o cos cu firul alb în corespondența rândului de culoare albă. Deci vom coase încet cu atenție de jur împrejur și astfel ne apropiem de finalul lucrării noastre. După ce vom coase singuri, ne vom reîntâlni să vedem ce mai avem de modificat, ce trebuie să mai adăugăm. Eu i-am cusut căciulița, i-am pus și centura,
Și îmi pare rău că nu pot să vă arăt moșul în picioare, însă imediat după aceasta îl voi filma și voi pune un short unde veți putea vedea în întregime cum arată. Așa cum spuneam la început, dacă vă place ceea ce am realizat, vă rog să dați un comentariu, un like, să distribuiți, dacă nu este prea mult pentru dumneavoastră. Iar eu mă despart de compania dumneavoastră cu aceleași cuvinte. Vă îmbrățișez cu drag pe fiecare, vă iubesc și vă doresc o zi minunată. La revedere, vă salută Tatiana!